Salutare, prieten! Numele meu este Marius. Bine ați venit la Soft Help. În tutorialul de astăzi o să vă prezint distribuția Linux Ultimate Edition 2.7. Este o distribuție bazată pe Ubuntu 10.04, numai că ea este îmbunătățită cu o suită de aplicații cu mult mai multe efecte. Eu știu o grămadă de setări care nu apar prin Ubuntu. Am să vă arăt de unde să descărcați această distribuție. Așadar, intrăm pe un browser și scriem în căsuța de căutare Google Ultimate Edition. Intrăm pe primul rezultat. Aici o să găsim site-ul oficial. Nu este un site foarte spectaculos, el așa arată. Ca să descărcăm distribuția mea 2.7, va trebui să intrăm pe această opțiune, apoi accesăm Ultimate Edition 2.7, da? A apărut și Ultimate Edition 2.8. Mie mi-a plăcut mai tare această ediție 2.7, de aceea am și instalat-o pe calculatorul meu. Aici aveți o mică prezentare despre această distribuție, chiar și un filmuleț video cu instalarea și prezentarea meniurilor. Ca să o descărcăm, vedeți că aveți aici trei opțiuni. Eu am descărcat de pe prima opțiune, pur și simplu apăsați pe acest buton, da? Și imediat va apărea opțiunea pentru a salva distribuția în calculatorul dumneavoastră. După cum observați, este o distribuție, o imagine, da? .iso. Această imagine o descărcați în calculator, ea are 2,4 GB. O scrieți pe un CD-ul. După ce o scrieți pe un DVD-ul, pardon, după ce o scrieți pe DVD-ul, intrați în BIOS prin tastele F2, F8, F10 sau Delete, în funcție de ce sistem de operare, ce calculator dețineți dumneavoastră. Aceste taste va accesa BIOS-ul dumneavoastră, una din aceste taste. La boot device selectați prima opțiune, First Boot Device CD-ul, CD-DVD, unitatea CD-DVD. Salvați aceste opțiuni, apoi introduceți DVD-ul în unitatea CD-DVD și porniți calculatorul. Sistemul nostru va rula direct de pe DVD-ul. Puteți să vizitați meniurile lui prin acest DVD-ul, fără să-l instalați în calculator. În momentul când credeți că căpătați destulă experiență ca să instalați această distribuție, îl veți instala foarte ușor de pe DVD-ul. O să aveți o opțiune pe DVD-ul, chiar când rulați pe el, o să aveți o opțiune pentru a instala sistemul. V-am spus, nu instalați această opțiune, nu instalați această distribuție până când credeți dumneavoastră că ați căpătat destulă experiență pentru a-l instala. Urmăriți și videoclipul după site-ul oficial, pentru că și acolo aveți multe de învățat, mai ales cum se instalează. Eu o să revin înapoi la pagina oficială. Vă rog să fiți foarte atenți în momentul când descărcați această distribuție, că sunt două variante, pe 32 bit și pe 64 bit. Majoritatea calculatoarelor sunt pe 32 bit, dar cine are pe 64, o să apăsați butonul acesta. Dumneavoastră să fiți foarte atenți, cei care aveți pe 32, unde scrie această opțiune 32 bit, exact sub ea, accesați acest buton. Celelalte butoane, nu știu dacă o să găsiți versiunea aceasta, o să găsiți o versiune mai nouă 2.8.
Pe Torrent s-ar putea să găsiți versiunea 2.7, în schimb mie mi-a mers foarte bine de pe primul buton. O să închid acum browserul și o să vă arăt așa puțin din meniurile acestei distribuții. Haideți să începem cu aplicații. La accesibilitate avem aici trei aplicații. La accesorii avem chiar o grămadă de aplicații. Avem o aplicație pentru administrarea sarcinilor tipărite, un administrator de fișiere, o analizare pentru utilizarea discului, o aplicație, un fel de căutare a aplicațiilor și mai departe prin calculatorul dumneavoastră, calculator, captură pentru ecran, iar o aplicație pentru căutare fișiere, pentru crearea CD-DVD, un editor text, calculator, pentru vizualizarea imaginilor și așa mai departe. Observați că sunt foarte multe aplicații care nu prea apar prin Ubuntu 10.04 și chiar un Ubuntu 10.10. Chiar avem, văd aici, un virus scanner. Mai departe, la birou, iar o grămadă de aplicații. O aplicație foarte interesantă, AbiWord, este foarte asemănătoare cu Office-ul Word din Windows XP. Chiar o să intru pe ea să vedeți cum arată. După cum ați observat, mai jos era și parcă OpenOffice. Deci așa arată aplicația aceasta, AbiWord. Vedeți cât de asemănătoare este cu Office din Windows XP. Mergem mai departe la aplicațiile noastre. Deci eram la birou aici. Un calendar care apare și la Ubuntu 10.04 și 10.10. Dicționar. O grămadă de aplicații pentru contact, o gestiune pentru contacte. Sunt foarte multe. Ce să vă spun, eu am rămas foarte mirat de aceste aplicații, chiar și OpenOffice-ul de care vă povesteam, înlocuitorul Office-ului din Windows XP. La grafică și aici avem o grămadă pardon, de aplicații. Avem și editorul GIMP. Ce să vă spun, luați-le pe fiecare în parte, studiați-le, toate aplicațiile sunt foarte interesante și foarte utile, ca să spun așa. La internet, iar și aici avem o grămadă de aplicații și de opțiuni. Chiar și această opțiune pe care m-am chinuit eu să o instalez pe Ubuntu 10.04 acum câteva luni, pardon, acum câteva săptămâni. Aici este un client înlocuitorul lui uTorrent, ca să spunem așa. Aici eu iar un client mesagerie chat, în gen Pidgin, gen Skype, gen Yahoo și mai departe. Numai că acesta le cuprinde cam pe toate, adică cuprinde și Yahoo și Gmail, aveți posibilitate de a intra cu mai multe conturi. Renumitul Firefox, Firestarter, care este un firewall foarte bun. Mai departe văd aici și pentru Google niște gadget. Pentru Bluetooth, acesta este iar un browser gen Mozilla, mesagerul Pidgin, văd aici ca torrent un alt înlocuitor al uTorrentului. Să dăm mai jos, Mozilla Firefox. Și cam astea sunt la internet. La jocuri avem aici câteva joculețe. La multimedia
Și aici să știți că aveți foarte multe aplicații, chiar foarte multe aplicații. Acest program este un locuitor al WinApp-ului din Office. Ce mai avem pe aici? Ce să vă zic, nu le-am studiat nici eu pe toate, dar vedeți cam cât de multe sunt. Am impresia că am văzut pe aici și VLC, ceea ce nu găsiți în Ubuntu 10.04. Ia să vedem mai jos. Da, uitați și VLC-ul. Cam astea sunt aplicațiile din multimedia. Ca să zic așa, ca să le studiați, cred că v-ar lua o zi întreagă să studiați o singură categorie. La programare, iar o grămadă de aplicații, la utilitare de sistem la fel, tot așa de multe aplicații. O să intru acum rapid și că nu mai îmi permite nici captura la preferințe, să vedeți și aici că sunt tot așa de multe aplicații. Foarte multe aplicații și foarte interesante. La administrare la fel și aici avem o grămadă de opțiuni. Chiar avem și o opțiune pentru a seta placa noastră video. Eu am o placă de la Nvidia. O să intru puțin pe această opțiune ca să vedeți despre ce este vorba. E cam asemănătoare cu utilitarele din Windows XP. Mă refer la meniuri. Avem și configurația ecranului și rezoluții și așa mai departe, a monitorului, putem să salvăm. Avem și pentru corecție de culori și așa mai departe. Bineînțeles că va trebui mai întâi să instalați driverii. Driverii se instalează foarte ușor. Cam orice se întâmplă pe sistemul dumneavoastră, sunteți avertizat printr-un mesaj. Este un lucru bun. Chiar dacă nu aveți instalată placa video, el vă avertizează singur că trebuie să instalați niște driveri și așa mai departe. Ce să vă spun, este o versiune, sincer să fiu, o versiune chiar foarte bună, foarte complexă, foarte completă, ca să spun așa. O multitudine de aplicații, o grămadă de efecte. Dacă ați observat cum intru pe meniuri, deja efectele sunt activate. În momentul când o să instalați placa video, ele se activează singure, aceste efecte. Avem și efectul acela cu cub, care numai că acum eu l-am setat pe un cilindru, ca să zicem așa. Bine, se poate seta și pe un cub și cum vreți dumneavoastră, chiar că efectele nu v-am arătat de unde. Efectele de aici, de la Compiz Config. Acestea sunt efectele care vine cu această ediție. Și aici sunt o grămadă de efecte. Sunt chiar puțin mai multe decât cele din Ubuntu. Ia să vedem efectul acesta. Așa, ce mai avem pe aici? Avem cub 3D. Acum este bifat pe efectul acesta. O să-l debifez. Ca să vedeți și în cub cum arată. De birou, o să intru pe această opțiune. Așa, la transparență, opacitate în timpul rotației. Ia să facem noi o opacitate mai. Și ia uitați. Deja avem și peștișori pe aici prin mijloc. V-am spus că sunt o grămadă de efecte foarte frumoase. Cam atât am avut să vă spun despre această distribuție. Descărcați-o, instalați-o pe un CD și jucați-vă cu ea. Eu vă spun la revedere.